Salut, Delinca, și de astăzi, timp de o săptămână, o să-mi las prietenii să-mi aleagă ținutele. Până acum am mai făcut asta cu surioara mea mai mică, cu mama și cu iubitul meu, Mădălin, iar acum urmează să-mi las prietenii să-mi aleagă ținutele timp de o săptămână. În fiecare zi o să-mi rog un alt prieten să-mi aleagă ținuta, iar astăzi prima care va face asta este Ioana Sfinxul, care este pe drum și urmează să-mi aleagă o ținută pentru că ne gândeam să mergem la mall. Ne aflăm aici cu Ioana Sfinxul! Bună ziua! Și urmează să mă îmbrace. Fă focus, așa. Doamne, dar e ciudat să filmezi cu camera asta în care te vezi, că instinctul meu e să mă uit la mine. Și nu contează că chiar dacă aici camera acolo te vezi, nu știu, nu se vede, nu-i mare diferență. Așa că poți să te uiți la tine, să te apreciezi cum te apreciez eu. Oh, haide, mulțumesc, mulțumesc, cu plăcere. Hai să îmi alegi din dulap care este okay. Curățat. Deci l-ai prins frumos. Să fie atât de multe haine în dulap. Deci uite-ți un pic. Alea să le luăm, Mădălina, așa că doar astea sunt ale mele, că ce am eu pe umerașe nu sunt chestii faine, deci... Mă simt ca și cum aș juca jocuri de aia de dress-up. Ce tare! Efectiv, am un model și eu pot să-l îmbrac cum vreau, păcat că nu prea am stil. Când vine Ena. Haine, Ena. Toate hainele mele arată la fel, sunt negre. Dar mai multe chestii colorate aici, nu știu, e complicat. Nu sunt așa multe, adică dacă faci ochii mari, tot vezi mai multe chestii negre. Îmi place culoarea asta. Ah, da, doamne, asta e foarte faină. Ce frumos e asta! Da, știu! Oh my god, da, o să ți-l pun pe ăsta. E prea frumos, deci. Ok. Îmi place foarte mult culoarea. Și merge cu unghiile. Chiar merge cu unghiile. Da, okay, sunt mai comozi. Da, sunt model din ăla, da, mi-ai zis că ăștia sunt mai eleganți un pic, așa sunt. Ok, o să te îmbrăcăm în acești blugi eleganți. Mi se pare că în outfit-ul ăsta ai putea să mergi la un rooftop, ceva de genul, nu? Da, cred că da. Doar să-ți alini niște încălțări. Doar ăștia am vin de aici. Păi, fix pe ăștia voiam să-ți dau. Da? Da. Perfect! Nu sunt aceeași nuanță de vedere, dar mi se pare că sunt foarte frumoși. Sunt preferații mei. Eu zic că bine, adică... Na, albastru și verde, nu? Merge. E perfect. Deci chiar sunt super frumoși ăștia. Wow! Wow! Vrei și geantă să-mi alegi? Da, știu ce geantă îți dau. Da, ai văzut-o când ai intrat. Geanta mea preferată pe care o are Linda. O să o fur într-o bună zi. Deci uitați-vă, vă rog. Cât de frumoasă este geanta asta. Și acesta este outfitul tău de ieșit la brunch. Brunch. Rooftop brunch. Ai făcut și un scenariu, ai făcut o poveste. Da. Ok, gata? Sunt gata să-mi faci reveal-ul. Arată-ne și Adidas-ii tăi. Frumos. Mie mi se pare foarte frumos să fac așa, să facem așa un close-up artistic la outfit-ul tău. Foarte frumos. Trebuie să-i întrebăm și pe băieți ce părere au despre outfitul tău. Acum o să îmi spună Gami și Mădălin ce părere au despre outfitul făcut de Ioana. Păi, în forță! Nu-i așa? A potrivit culorile. Ne exact. Place. E forță! Uite, eu am să-ți dau 5 lei. Ce faceți, prieteni? Da, bine, ce faci? Bine, voiam... Vreau să vă întreb ce părere aveți de ținuta mea de azi. Așa, stă bine. Ia ghiciți cine m-a îmbrăcat azi. Mădălin. Am făcut asta cu el deja, adică. Ei, creditele omului. Ioana m-a îmbrăcat și toată săptămâna vreau să-mi las prietenii să-mi aleagă ținutele. Bun venit în a doua zi în care prietenii mei îmi aleg ținutele timp de o săptămână. Astăzi, cel care va alege ținuta este Gami. O să mă distrez. Da, direct, ok. O să spui acești pantaloni de cosmonaut. Ok. Uite cămașa asta, de zici că a lui tata e. Asta. Tu vrei să mă îmbrac cosmonaut cu cămașa? Da. Ok, și vrei să îmi pui ceva și în picioare? Ia să vedem. Ia să vedem. Am văzut eu ceva, dar nu mai știu unde am văzut. Uite! Ce? Vor merge perfect cu ținuta acești lap neon. Perfect. M-am îmbrăcat, o să ies acum să le văd reacția oamenilor, pentru că sunt și Pen și Miriana și Sebi aici. Efectiv, nimic din ce port acum nu e al meu. Sunteți gata să vedeți ce mi-a făcut Gami? Da! Yes! Ah, ok! Deci că mergi în spațiu, pantalonii aia. Asta zici și el că sunt cosmonaut. Ar trebui să mă duc să iau pufuleți de la Carrefour. Chiar vrei să ieși așa în lume? Păi ăsta e vlogul, nu? Adică trebuie să îmbrac în casă. Gen cu șlapii? Da! Catwalk. Zici că zbor! Zici că zbor! Pe navă, tu auzi cum
Păi și acum unde te duci îmbrăcat așa? La Carrefour. Forță, haide, du-te. Am plecat spre Carrefour pentru că afară plouă și de-aia mergem cu mașina, dar în Carrefour nu o să intru cu mașina. Bună! Bună, mă lași să intru să nu mă mai bată lumea odată. Da, stai puțin, ține camera. Stai că trebuie să mă dau vlog. Nu știu cum să vă explic cum se uită lumea la mine. Efectiv, am prins să fie super multă lume și să fie oameni care se uită la mine și își întorc repede capul, deci nu știu... Măcar tu nu ești șchioapă, eu șchiopătez, efectiv. Da, dar arăte parcă aș putea să fiu șchioapă, gen. Miercuri, în a treia zi, persoana care va alege ținuta pentru astăzi, care astăzi este și o zi importantă, de altfel astăzi o să mă duc la Rocadelia și aș vrea să arăt bine, așa că... Deni! Bună! Avem aici pe Deni și e treaba ta să alegi ținuta. Chiar abia aștept, pentru că eu ador să fac ținute. Neapărat clasicul negru. Cred că o să aleg o rochie totuși. Am multe rochii negre, wow. Dacă asta vrei. Observ. Ce drăguț e asta. Asta e foarte lungă. Păi mergi la concert la Delia, nu cu teatru. E foarte lungă. Chiar vreau să o probezi, chiar te rog. O să mă vezi, o să facem review-ul. Doamne, cât tine! Deci am Adidas aici, prin astea. Nu, cred că o să aleg Converse, că i-am văzut când am intrat și îmi plac foarte mult și chiar îți stă bine cu ei. Deci aleg Converse. O să fiu foarte așa. Casual, yes! Hai să-ți dau să-mi aleg și o geantă, pentru că ar trebui să am o geantă la mine. Și mai am una verde, dar nu cred că mi-ai dat verde, nu? Acum. Parcă ți-aș da un verde să ai așa un strop de culoare, dar... E aia de acolo, dar că gen e mai elegantă. Nu merge. O să aleg pe asta, că parcă în asta pui și mai multe tampone aici, niște șervețele, niște pastile în caz că te doare burta, o sticlă de apă în caz că... Na, în coadă undeva. Bun, mersi! Hai să te vedem. Da, te rog, așa, da, pose, foarte fain. Vreau distracție plăcută. Mersi mult! Și mersi pentru ținută. În momentan, cred că asta e preferata mea săptămânii de până acum. Chiar mă bucur! Tocmai ce am ajuns acasă de la Rocadelia, acolo am fost... astăzi îmbrăcată așa și pot să zic că mi-a fost bine, mi-a fost puțin cald la început pentru că am ajuns destul de vreme când încă era soare și destul de vreme și încă era soare, înseamnă la ora 6, ca să înțelegeți. Și la final, când teoretic a fost mai frig, nu mi-a fost frig totuși, așa că este foarte, foarte bine. Și aștept ziua de mâine când cred că o să mă îmbrace zbăr și o să mergem la aeroport după Mădălin. Salut, sunt Ilinca și bine ați venit în penultima zi din această săptămână. Iar astăzi, băr, o să-mi aleagă ținuta, pentru că ieri mi-a ales-o Deni și mi se părea normal să-mi aleagă zbăr. O să vină chiar acum, pentru că știți că suntem vecini. Căfă! Hei, uite, mă certam cu câinele ăsta. Hai, vin, o să-mi alegi ținuta. Deci? Nici chiar, n-am cum. Cum nu? Haine, te rog, haine. Nu e haină, ai pentru alea de pat. Nici cum ar trebui să port chestia asta? Well, asta o să vedem acum. Ok, deci începem cu... Asta e rochie? E fustă, e pantalon. Fustă, pantalon. Deci o să avem pantaloni fustă asta. Stai, o să încerc măcar gen să nu fie urât, gen să fie... Bă, tu poți să-ți bați și joc de mine să mai dai ceva, dar nici chestia aia, dar haine poți să mi le combini. Bă, asta trebuie neapărat, deci crede-mă, o să fie funny as fuck. Ăsta e tricou? Sunt maieuri, topuri. Perfect. Să avem ăsta. Oh, e Nike. E nasol? Eu acum zic doar că aia e nasoală și pe aia nu vreau să-mi apun. Nu, chestia aia transparentă, nu o să-i dau nicio gaură. Îi dau o gaură. Nu! Am și alți pantofi dacă dorești, nu trebuie să-mi dai fiță. Dar astea ai văzut eu așa din prima, negri. Mai am niște cizme negre care sunt gen tot butucanase, doar că-s până la genunchi. Nu. Cred că are loc capul pe aici, nu? Crezi că am cap atât de mare? Sigur îmi încape. Și mă plângeam de outfit-ul lui Gami, îți vine să crezi. Copilași, dacă vă vine și voi ideea asta, nu o faceți, că... Chiar nu. Doamne, ești plin de praf. Jesus, vede cât de șmecher arată. Bă, dacă vrei ce o dau ție.
M-am schimbat și stau foarte incomod. Mă simt ca o păpușă Barbie, dar nu pentru că arăt bine. Pentru că stau într-o poziție din asta foarte incomodă și ca și cum sunt într-o cutie. Efectiv, chestia asta mi se pare că arată bine doar pe zbâr. Honestly, chiar pare ceva designer nebun. Foarte nebun. Da, tu ești designerul nebun. Chiar arată șmecher, no cap. Bă, eu doar așa pot să stau, zici că sunt bombardier. Stai mă, cum adică? Nu merge să stai cu ăsta mai sus? Așa? Așa? Așa, nu-i mai ok așa? Tu-ti ciudat că stau cu mine prea departe de cor. Zici că ești în, cum dracu zice, în vitrină. Exact. Asta voia să transmit autorul. Da, dar asta zic eu, că mă simt ca o păpușă Barbie, dar nu pentru că arăt bine, pentru că stau într-o cutie așa din aia de plastic, așa mă simt. Bă, chiar arată interesant, no cap. Chiar arată șmecher. Dacă nu se vedea acea fermoare, dacă cumva să nu mă supărați pe mine când o să mă vedeți aeroport fără chestia asta, dar nu vrei să mai alegi varianta a doua gen de pus deasupra dacă vrei să-mi pun ceva deasupra. Ok, atunci vrei să mai alegi o geantă ceva sau? Da, 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 de unde sunt geantă? Asta e geanta. Hai, nu. Ba da. De ce? Zici că mă duc să plec de la aeroport, nu să iau pe cineva de la aeroport. Nu, nu zici că tu ești la cală. Prieteni, nu cred că o să am curaj să ies în societate cu chestia aia pe mine. Oricât de fashion a încercat zbâr să o facă să pară, mie nu mi se pare că arată bine și mă simt foarte prost, așa că o să încalc puțin regulile pentru că vreau neapărat să arăt ok măcar, pentru că o să mă revăd cu Mădălin după câteva zile când nu am putut să ne vedem, fiindcă n-am putut să merg în Germania cu el și i-am stat singur acasă și el singur acolo. Vreau măcar să mă vadă ok. Am ajuns în aeroport, v-am spus că n-o să scot chestia în societate, dar tot mi se pare funny că am venit la sosiri și o oară de parcă plec cu geanta asta. Mergem după Mădălin, a ieșit. Și l-am ratat. Uite-l pe mădă. Oh my god. Oare s-o să se întrebe? Oare s-o să se întrebe de ce am geanta? Vrei de sală după mine? Trebuia să fiu țără de practice cu astea. Eee. Ah. Știi că ori veni și concurenții la Survivor? Da? Când am ieșit de acolo, toată lumea, Mădălin, unde ai fost? Uite ce ți-ai adus. Ce? Te-am adus geanta de sală. De ce? M-am îmbrăcat zbâr și mi-a stat geanta aia când am zis să mă aleagă o geanta. Aha. Mișto. Bine ați venit în ultima zi. Spați că eu-s cu Hanie, paci. Bine ați venit în ultima zi în care prietenii mei mi-aleg ținutele. Astăzi o avem pe Miriana. Bună. Și am mare încredere de ea pentru că astăzi mergem la Saga și mi-a frecat să pun pe Robi, de exemplu, să mă îmbrace, dar în tine da, am încredere. Da, și mie mi-a frecat să pun pe Robi sau pe Sebi. Nici nu m-am mai gândit. Hai să venim aici la dulap. Deja ai deschis. Ideea e că ieri, după ce m-am îmbrăcat zbâr și am zis nu la o chestie, vezi chestia de plastic de acolo? I-a făcut găuri și... Ai de sus de tot. I-a făcut găuri, ai de pilotă, să bagi pilota în ea și m-a pus o port. Și am purtat-o prin casă, dar după am mers la aeroport după Mădălin și am zis și ceva nu o suport acolo. Ce doamne! Și pentru că deja am zis nu la ceva, mă simt prost să fac preferințe și de asta așa că mă las pe mâna ta. Păi ăștia îmi plac, i-am mai văzut pe tine și îmi plac. Da-s preferații mei chiar. Vezi? Vezi? Chiar, ia, wow, e bine! Și acum mi trebuie un top. Ce pantofi ai vrea să-ți iei sau tot eu vreau să aleg? Tot ar trebui să alegi, dar am numai Adidas pentru că nu știu să merg în tocuri. Nu-i chiar scripțios, e ca un fel de corset gen, nu știu. Scripția asta. În picioare n-am atât de multe variante, deci o să fie mai ușor să alegi. M-am îmbrăcat, așa arată. Fine. Deci da. Pe ăștia? Încearcă-i, da. Ce părere avem? Ești mulțumită? Da, mie îmi place. Și mie îmi place așa. Geantă, am o geantă aici. Și șaca. Păi, aia nu mă dă, nu? Am o geantă asta, vezi, perfect, merge. Păi tu trebuie să-mi spui. Păi mi-ai arătat-o doar pe asta. Păi da, să-ți mai arăt. Da, îmi place. Da, nu știu și mie îmi place mult. Că altfel mai am... E mici cu tocul. Mai am asta.
Eu nu sunt fan borsete, dar... Nu-i borseta aia! Și mai am una argintie, dar e prea elegantă, gen asta, sigur nu. Wow, ce frumoasă! Asta acum că nu-i borsetă, care... Da, știu că acum... Dar pare super ușoară și lejeră și... Pozitiv. Este! Eu zic să rămânem cu asta. Să păreri outfit. Fresh! Șosete de lână. Ce ai luat în picioare? A, foarte tare. Mirana, ești mulțumită? Mi-e place rău. Mulțumită. Chiar îmi place. Îmi place topul, ți-am zis. Și eu sunt foarte mulțumită. Îmi place să fiu așa toată în negru. Și mie. Acum, cred că o să încheiem videoul direct aici. Dar dacă o să las poze că am fost îmbrăcată așa la festival, că nu o să încarc camera după mine și nici cu telefonul nu vreau să filmez, așa că doar o să vă las poze ca dovadă că chiar am fost îmbrăcată așa acolo. Mulțumesc, Mirana! Abonați-vă! La mine, da! La mine. Toată lumea! Dar cam asta a fost tot, eu sper că v-a plăcut focus. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-a ajutat foarte, 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 foarte mult. Și mai ales vă abonați la canalul meu, asta a fost tot și noi ne revedem data viitoare. Pup, pup, pup!